Bun găsit pe canalul de YouTube Îngrijirea Florilor. Astăzi o să vedem cum se înmulțesc mușcatele prin butaș. Este cea mai la îndemână modalitate de a înmulți mușcatele. E adevărat, putem să le mulțim și prin semințe și cu o rată mult mai mare, dar va trebui să așteptăm mai mult până când vom vedea și florile dacă înmulțim prin semințe. Prin butaș avem șanse să ca planta să înflorească în același an în care am înrădăcinat-o, dacă îi asigurăm o nutriție și o îngrijire corespunzătoare. Bun, am tăiat butașii de pe planta mamă. Trebuie să aibă undeva la 3 noduri ca să fie viabili. Trebuie să îndepărtăm frunzele pentru ca planta să nu consume, ca să se hrănească, să le hrănească pe toate și să-și ducă întreaga energie să-și o canalizeze pentru formarea rădăcinilor. Vom înrădăcina butașii într-un amestec de pământ care să permită un drenaj bun și să asigure în același timp o umiditate suficient de mare la nivelul rădăcinilor. Va trebui să apăsăm bine. Astfel în plantat, butașul va trebui să stea în jur de cam 3 săptămâni, o lună, până când va face rădăcini așa cum trebuie și va putea să se hrănească singur. Vă spuneam, este cea mai la îndemână modalitate de a înmulți mușcatele. Am să-i las totuși o frunză. Nu se fertilizează butașii după ce sunt plantați. Va trebui doar să îi udăm și eventual să folosim un stimulent de înrădăcinare. Sunt și stimulenții foliari. Sunt și alții pe care putem să-i folosim înainte și să ținem butașii câteva ore înainte de a-i planta în această substanță pentru ca ei să își tragă auxinele de care au nevoie, pe care să le folosească ulterior la emiterea rădăcinilor. Sper că v-au folosit informațiile pe care le-ați primit. Sunt Oana Matei, acesta este canalul Îngrijirea Florilor. Dați subscribe pentru noi informații din lumea plantelor.